Mulți pot fi spirituali în casă, protejați de pericole, dar afară este o adevărată provocare. Când te înjură cineva în trafic, tu să-i zâmbești pentru că știi că acel om își exercită animalul din el și încă nu știe ce știi tu, nu este trezit. Când iubita ta devine geloasă, tu să știi că de fapt în spatele geloziei ei s-ascunde frica de a nu te pierde și zâmbești, îi explici, te duci către ea cu înțelegere și iubire. Când cineva îți face rău, nu te răzbuni, pentru că știi că există o justiție divină în lumea nevăzută, care se ocupă să facă dreptate și că, dacă nu vei răspunde cu rău la răul pe care l-ai primit, vei avea multe de câștigat, pentru că ai trecut testul și tot ceea ce ai pierdut ți se va întoarce, fără doar și poate. Hai că nu e așa de greu. E frumos să ai parte de înțelegere, nu-i așa? Este liniștitor, este relaxant. Parcă dispare frica atunci când știi că cineva acolo sus se ocupă de tine și vrea ca tu să ai parte de o viață frumoasă și împlinită. Da, acesta este adevărul. Sufletele noastre se vor eliberate de iluzie. Le-a ajuns. Ține doar de noi să ne lăsăm ghidați către capătul tunelului.